Recolta de porumb de anul acesta este compromisă, o spun specialiștii care susțin că, din cauza lipsei de apă, nu s-au format boabele. Culturile de porumb au un deficit hidrologic pronunțat. La nivelul ATO-urilor am făcut o estimare. Toată lumea a dat o producție estimată în jur de 1500-1600 de kilograme la hectar, deoarece în perioada critică, în perioada de lapte ceară acumulează porumbul, nu am avut precipitații la nivelul județului Vâlcea. Ce înseamnă 1500-1600? O cantitate de producție, o producție foarte mică. Afectarea producției este în jur de 70%, pentru că la un an bun avem între 1000 și 12000 de kilograme babe la hectar. Dacă în următoarele 2-3 săptămâni nu produc precipitații, o să avem probleme ca și anul trecut, cum a fost la nivel național, secetă pedologică. Dacă vremea se menține caniculară, și recolta de struguri va fi afectată. Alte culturi sunt afectate? Dacă nu o să vină precipitații, o să continue cu și celelalte culturi, vița de vie, cartoful. Toate culturile agricole sunt dependente de regimul hidric din sol. Județul Gorj nu este mare producător de legume sau fructe, însă oamenii le cultivă pentru propriul consum.